faccio un felo con questo dobano e tiro tutto in acqua. Ma tu sai che aspetta? Sei speso ma ogni le osso come se vuoi mei donna? La 10 lei kilogram non mi ho da bani stai no de unde sunteți? S-a ciubat al se vând trec cum vedeți piața anul acesta? Cred că se vor trece, ce o să facă? Mănâncă oamenii mei acum astăzi e prima zi. Cum e carnea? Mai scumpă, mai ieftină de la cum v-ați aștepta? La fel ca anul trecut, ca acum 3 ani, 2 ani. Câți miei aveți? 180. O să-i vindeți și de Paștele Catolice și Ortodoxe sau? Da, să vindem zâni. Nu e de acolo zâni. Suntem la singurul punct autorizat veterinar din Baia Mare. Dumneavoastră controlați sănătatea animalului, da? Înainte de sacrificare și după. Da, sunt medic veterinar, mă numesc David Adrian, lucrez la Direcția Sanitară Veterinară și suntem o echipă de medici veterinari în fiecare zi, pe perioada în care acest punct de sacrificare este deschis, care asigură în permanență că este respectată legislația privind sacrificarea practic, animalelor. Practic, ce controlați? Verificăm proveniența animalelor, verificăm actele, verificăm dacă animalele sunt sănătoase, dacă sunt conforme și dacă sunt sigure pentru consumul uman. De asemenea, înregistrăm toate animalele și le păstrăm o evidență cu toate animalele sacrificate în acest după moment. Seria de pe crotal? Da, după seria de identificare. După tăiere mai verificați carnea sau vă uitați? Se verifică fiecare animal, se aplică și o marcă de calitate. Se poate consuma în condiții de siguranță, se poate consuma ei în condiții de siguranță. S-a deschis sezonul tăierii mieilor de Paște. Cum vedeți acest an? Da, ca fiecare an organizăm acest punct de sacrificare temporar, fiecare an, pentru beneficiul populației. Sperăm ca și anul acesta să fie cât mai mulți clienți care sunt doritori de carne de miel și, bineînțeles, cu ocazia sărbătorilor pascale, să poată servi un miel de Paște, nu? Cam fiecare an, spre obiceiul datinile noastre românești. Ce înseamnă că aveți acest punct autorizat față de alte locuri care nu sunt indicate pentru a achiziționa un miel? Ce înseamnă? Acest punct de sacrificare temporar este autorizată, singurul de fapt din județul Maramureș, ceea ce indică faptul că este un singur loc în care se poate sacrifica, deci clientul își alege un miel, bineînțeles de la crescătorii de animale, și vin și sacrifică, deci de fapt se sacrifică mielul pentru masa de Paște. Deci chiar clientul își alege și vede ceea ce mănâncă, bineînțeles sub dirijarea doctorilor veterinari care verifică proveniența animalelor, calitatea cărnii și bineînțeles care să dea și startul, de fapt ștampila pentru consumul cărnii. Ce se întâmplă cu blana? Știm că e o întreagă poveste, ar trebui să fie un beneficiu pentru cel care cumpără mielul sau pentru cel care o cumpără de la client, dar nu prea există piață, nu s-a mai reglementat acest aspect? Da, de câțiva ani deja nu se mai prelucrează pielea, astfel că am ajuns ca să plătim o societate care să preie blănurile, atât rămășițele de la miel și, bineînțeles, să se ardă, deci să se incinereze. De ce nu se mai fac acele covorașe din această blană de miel? Părerea mea este că cei învârstnici care se ocupau despre acest cu blănurile, unii au pierit, alții s-au lăsat de meserie pentru că nu mai este benefic.
nu se mai câștigă, nu se face producție pe blănurile astea. Ce program aveți aici la acest punct și să ne spuneți unde este situat pentru cei care nu știu? Programul este zilnic, începând din data de 17.04 până în 25.04, atât de Paștele Ortodox cât și Paștele Catolic, începând în fiecare zi, de la orele 7-8 dimineața până după masa la ora 16, care se situează pe strada Oborului, vis-a-vis de piața agroalimentară Izvoarele. Se poate masă de Paște fără miel? Nu se poate, domnul. Tocmai ați cumpărat, da? Da, acum am cumpărat. 10 lei kilo viu. Cum vi se pare prețul? Păi, acceptabil. De câte kilograme l-ați cumpărat? De 15 kg, 1,5 milioane. Cum îl gătiți? Îl fac drob și friptură. Și din cap fac ciorbă de măcliș. Stai să vedem. Să nu umple sus. De ce faceți asta? Pentru ca să arătăm că facem ca lumea. Și omul care vrea să-l umple și să-l mănânce sănătos, buzunarul care vine umplut să fie bine făcut. Dacă carnea aceasta rămâne pe piele, înseamnă că e stricat mielul. Dar dacă rămâne aici și se poate umfla, este ok. Dar în regulă. Și îl umple mai ușor, da? Sigur că da. Fără chin pentru o doamnă casnică care vrea să facă paște de miel. Și acum îl crăpăm în două. Mie spălat.